Salut, lume protecția și bine ați venit la un nou video. Astăzi o să continuăm seria în care ne uităm la jocuri care încep cu anumite litere de la mine din colecție și vă spun care este favoritul meu dintre ele la momentul de față. Și astăzi ne vom uita la jocuri cu litera L și dacă am numărat bine, sunt undeva la 9 jocuri, dar o să observați sunt și două similare, să spunem așa. O să vedeți imediat despre ce este vorba când o să ne uităm la fiecare joc în parte. Și haideți să începem cu primul. Primul joc care începe cu litera L este un joc românesc. Deci este o producție, să spunem, 100% românească și anume vorbim de Lords of Zanora. Lords of Zanora este un joc de cărți interesant unde practic încercați să vă faceți o facțiune sau o alianță care să conțină toate rasele de pe acea planetă. Dar în același timp, dacă nu jucați în acea alianță diferite cărți, puteți să jucați cărțile pentru a ataca alianțele adversarilor sau puteți să folosiți abilitatea conducătorului, adică primei rase care este prezente în acea, cum să spunem, în acea alianță. Deci foarte interesant cum puteți, are și elemente de take that, dar în același timp puteți foarte strategic să vă gândiți, ok, ce joc, unde joc, mai încep o alianță, câștigă jucătorul care are primul o alianță completă, dar în ideea aceasta puteți să vă uitați dacă, ok, încep mai multe alianțe, respectiv având mai multe alianțe, ai mai mulți șef de lea alianță, adică mai multe puteri din acelea, să te uiți exact cum îți organizezi cărțile, fiindcă în fiecare alianță cărțile trebuie să vină într-o anumită ordine, adică după o anumită culoare trebuie să vină o anumită culoare și așa mai departe. Deci foarte interesantă ideea, bineînțeles, din afară de un joc, toate jocurile care o să vi le arăt au video de prezentare pe canal, de inclusiv Lords of Zanora, dacă vreți să vedeți despre ce este vorba, aruncați o privire acolo. Un alt joc care începe cu L este Love Letter. Love Letter este un, cum să zic, un clasic, un joc foarte fain de deducție. Deducție în sensul că să-ți dai seama ce carte are restul adversarilor sau un anumit adversar pentru a reuși să faceți ceva ca acel jucător să iasă din joc. Practic, este un joc rapid unde câștigă jucătorul care, după ce s-au consumat toate cărțile, are cea mai mare carte cu valoarea cea mai mare sau este ultimul jucător încă în joc. Cum se poate întâmpla ca ultimul jucător? Există cărți care spun, compară carte. Deci tu ce o să faci pe tura ta? O să tragi o carte, o să ai două după aia. Deci ai una din start și una tragi și una din ea o joci. Și există cărți ca și dacă ghicești valoarea unui alt adversar, cărții unui alt adversar, acel jucător iese din joc sau compară cartea ta cu unui adversar și cine are cartea mai mică iese din joc și tot așa. Da, este un joc care are player elimination, adică scoate jucătorii din joc, dar având în vedere că jocul durează foarte puțin, undeva la 20 de minute, nici nu se simte. Chiar se joacă mai multe partide chiar o partidă poate să dureze și mai mult de 20 de minute, dar de obicei în funcție de numărul de jucători jucați până când un anumit jucător a câștigat un număr de astfel de partide rapide. Deci foarte interesant aici Love Letter, Lords of Zanora, v-am spus, o producție 100% românească. Aici, acest joc, Love Letter, varianta care o am eu aici, este localizat de cutia.ro, respectiv Oxygame acum. Și în aceeași idee, am tot aici, în cutie, aici sunt toate puse, mai avem și Love Letter Marvel. Love Letter Marvel este localizat de cei de la Asmodee și are tot același sistem și aceeași idee ca și Love Letter, numai că o are puțin diferit, să spunem așa, adică unul se transformă dintr-un joc fiecare contra fiecare, se transformă într-un joc unul versus restul și practic unul este Thanos și încearcă să are puțin mai multe cărți la dispoziție, are cărțile mai puternice și se bate împotriva restul jucătorilor care încearcă să-l oprească și să-l învingă. Deci foarte interesant, Love Letter este de unde a plecat. Și apoi există foarte multe variante adaptate după jocul Love Letter, de aceea se și numesc Love Letter Game sau Love Letter Marvel sau așa mai departe și toate au
cât ceva modificat, ceva schimbat. Eu am varianta Marvel și chiar este un spin interesant. Ideea este că este Love Letter, cât și Love Letter Marvel, bineînțeles Marvel cu schimbările lui, respectiv și cred că durează puțin mai mult, este puțin mai complex, aș spune, decât Love Letter-ul standard, dar Love Letter, în general, tipul acesta de joc este bun de a porni seara de board gaming, respectiv poate a încheia sau de introducere în hobby și așa mai departe. Deci, aici două tipuri de love letter și am mai vorbit și la H despre Harapalp Continuu, care este în tema unui comic românesc. Deci, practic, acolo în cutia aia de love letter am trei love letter-uri. Hack și love letter standard, care sunt la fel, numai Hack are alte personaje din Harapalp, și Marvel's love letter, care este puțin diferit, dar are aceeași idee. Haideți să mergem mai departe și avem aici Ludov Lima. Ludov Lima nu este un joc localizat, este de la boardgametables.com și este un joc interesant. Este un joc de deducție care ai o hartă cu multe coordonate, să spunem așa, și două se trag aleatoriu la începutul jocului și se pun deoparte. Respectiv, după aia, fiecare jucător primește câte un coordonat, fără să-l vadă decât ei, că aveți așa o planșă în față ca să nu se vadă. Și, practic, voi trebuie să deduceți, punând întrebări, și o să vă zic imediat cum, care sunt cele două coordonate cu comorile, care le-ați scos la începutul jocului afară. Și fiecare jucător are informația lui cu coordonatele care nu sunt și după aia întreabă pe restul jucătorilor ca să afle care sunt cele două coordonate. Și, bineînțeles, cine le află, câștigă jocul. Și faza interesantă este că nu poți să întrebi orice, ci dai cu niște zaruri și în funcție de rezultatele de pe zar, care sunt direcții cardinale și tipuri de relief, să spunem așa, munte, pajiște, beach, plajă și așa mai departe, și dai cu zarurile alea și în funcție de ce iese, dacă e același, poți să întrebi specific între nord și vest sau sud-est și nu știu ce. Întreb un jucător anume, câte jetoane are în zona de munte. De ce? Fiindcă tu ai o planșă faină aici acoperită, cu exact harta, și tu îți pui coordonatele care le-ai tras, care doar tu le știi, care nu sunt cele cu comoara, și le pui acolo. Și atunci lumea te întreabă câte jetoane din alea în zona aia, respectiv în zona aia, câte le ai tu, că atunci sigur nu o să fie comoară acolo. Și tot așa puneți întrebări și încercați să deduceți. Deci foarte interesant, un joc foarte bun de deducție, spun eu. Și mai ai și trei puteri speciale. Poți dai una reroll la zar, una poți să dai orice relief vrei tu și una poți să întrebi în secret un jucător, că toate întrebările sunt cu voce tare. Și toată lumea poate să-și facă notițele. Există așa o planșă unde poți să faci o foaie unde îți faci toate notițele. Foarte fain structurată și ea. Dar și aici, atât la Love Letter-uri, cât și la Ludov Lima, cât și la Lords of Zanora, uitați-vă pe canal să despre ce este vorba, că am video la ele. Și asta este partea faină, că ai această idee de deducție cu o temă faină de pirați și chiar funcționează foarte, foarte bine. Haideți să mergem mai departe. Este un joc localizat de cei de la Lex Games și anume Micul Prinț. E Little Prince Build Me a Planet sau ceva pe board game, de aceea apare la L. Este un joc interesant, este un tie-laying game care tu practic fiecare jucător, de exemplu, se trage un tip. Deci o să-ți iasă, nu mai știu exact gridul, cred că este 3x3. Gridul cu planeta și atunci tu practic îți iei o anumită parte dintr-un teanc, sunt trei teancuri diferite, sunt colțuri, sunt mijlocuri și așa, nu cred că e chiar 4x4 dacă nu mă înșel, nu mai știu exact cât e gridul, dar ideea este că e interesantă că tu, dacă cineva trage o carte în mijloc, primul care e jucătorul, primul jucător în tura aia, toată lumea ia o carte de mijloc, deci practic întotdeauna nu poți să arate planeta altcumva, deci după ce toată lumea așa termina practic planeta, dar construiește aceeași parte cum ar veni în acea tură. Și acolo pe acele tile sunt diferite și este o idee de drafting unde se pun pe masă, se ia jucătorul ăla, depinde ce rămâne. Și tu practic încerci să eviți niște lucruri, niște simboluri, să aduni niște simboluri, fiindcă strângi puncte. Și partea interesantă este că și elementele de punctaj și tilele care îți spun pe ce punctezi tu, planeta ta, se draftează și ele se pun în colțurile acelui 4x4 grid. Deci foarte, foarte fain ideea că este că
nu există niște condiții de la început, ci tu pe parcurs, văzând ce ai tras, poate o să fii tu să decizi, ok, acum tragem un obiectiv. Și atunci, practic, îți aranjezi lucrurile în așa fel sau vezi, ok, cum arată momentan planșa mea, respectiv planeta mea, ce aleg pentru punctaj. Deci un joc interesant, simpăticuț, cu tema micul prinț. După aceea, ce mai avem aici, tot cu L, este Ligretto Dice. Ligretto Dice este varianta Ligretto cu zaruri. Observați această planșă. Fiecare din noi au un număr de zaruri random trase pe toate culorile și atunci se dă cu zarurile repede, 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 până când cineva se scapă de toate zarurile și acel jucător câștigă. Puteți face și cu punctaj, unde el primește atâtea puncte cu câte zaruri au rămas ceilalți jucători și fiecare jucător primește minus punctele câte zaruri a rămas în momentul când primul jucător termină. Și partea interesantă este că tu trebuie să, dacă dai cu zarurile, trebuie întotdeauna să pui următorul zar. Deci pe galben aici ar trebui să pună cineva 3-ul. Deci eu dacă am un 4 și un 5, nu pot. Trebuie să iau, să dau. Și nu pot să dau cu un singur zar. Trebuie, dacă am luat să dau cu zarurile, trebuie să dau cu toate. Și tot așa se umple această planșă până când primul jucător termină. Și ce mai am aici, că le-am puse împreună, este... Să scot așa... Dacă am scos, este Ligretto cu cărți, care practic este în aceeași idee, numai că jucați cu cărți și încerci să te scapi de toate cărțile din mână, jucând pe diferite teancuri și de fapt nu sunt cărțile din mână, că este o grămadă care se numește Teancul Ligretto și tu practic nu o să te uiți, o să te uiți întotdeauna la trei cărți și poți să-ți iei ultima carte, să o pui undeva, după aia dacă se eliberează aia o pui și pe aia. Deci e un haos complet, ca și la Ligretto Dice și la acesta de cărți, nu există runde. Toată lumea joacă concomitent, la zaruri toată lumea vrea să se scape de zarurile lui, respectiv la Ligretto cu cărți, fiecare jucător încearcă să scape de teancul lui Ligretto. Și dacă aveți, sunt trei culori, dacă vorbim de jocul Ligretto de bază, și dacă le aveți pe toate trei, ele au câte patru grămezi de cărți diferite, care îți dă posibilitatea să joci în patru jucători. Dar ideea faină este că dacă fiecare roșule are patru culori pe spatele cărților, albastru are alte patru. Deci, practic, poți, dacă le ai pe toate trei, să scale-ui la juca în 12 jucători. Deci, foarte interesant. Deci, dacă căutați jocuri mai haotice, ori cu zar, ori cu cărți, dar haotic în sensul bun al cuvântului și foarte bine gândite, Ligretto Dice. Ligretto normal este o opțiune interesantă. Un alt joc, și la Ligretto Dice și la Ligretto cu cărți aveți prezentare pe canalul de YouTube, sau aici respectiv. Un alt joc cu L, ce am mai vrut să zic, Ligretto Dice și Ligretto sunt localizate de cei de la Oxygame. Un alt joc localizat de Lex Games este Letter Jam. Letter Jam este un joc de cuvinte și de petrecere, se joacă în 2-6 jucători, și partea faină este că primești niște litere sau un cuvânt format din niște litere care tu n-ai voie să te uiți la ele, le ai în fața ta și rând pe rând o să întorci câte una cu fața înspre ceilalți jucători. Și toată lumea face acest lucru. Și tu când vrei să dai sau cineva, când dă un indiciu, scrie un cuvânt cu cărțile, cu literele reprezentate la masă. El nu vede litera lui. Dar el când dă un indiciu poate să folosească litera mea odată și niște poker chipsuri faine care dau ordinea, că practic a mea e prima literă, după a doua și tu, practic, care să zicem că s-a folosit litera ta, poate să nu se folosească litera ta din față, dar dacă s-a folosit litera ta, îți scrii practic pe foaie cuvântul care crezi tu că iese și practic astfel îți deduci tu litera. De exemplu, cineva a scris cap, da? Și tu ești la C. Tu nu știi că a tău e C, dar știi ăilalalt e AP. Și atunci te gândești, ok, ce poate să fie? Poate să fie C, poate să fie diferite alte litere care să facă sens în acel cuvânt. Și atunci aștepți. Aștepți să mai dea cineva un indiciu, să vezi ce legătură se face ca să-ți ghicești litera. Foarte important este când știi litera, o pui, pui alta. Fiindcă tu ai mai multe litere care trebuie să le afli pe toate pentru a forma cuvântul care l-ai primit. Jocul este unul cooperativ, asta este partea interesantă. Deci din restul jocurilor la care ne-am uitat, sunt toate competitive, Letter Jam este unul cooperativ.
Și foarte faină ideea asta, dacă căutați jocuri cu cuvinte, practic trebuie să-ți deduci fiecare literă, ți le pui frumos cu fața în jos ca să știi ce litere erau în funcție de ce ți-ai notat și după aceea trebuie să scrii un cuvânt. Poți să scrii exact cuvântul care ți s-a dat sau altceva. Ideea este să îți dai seama care sunt literele. Și partea interesantă este că există doar un anumit număr de indicii. Și nu există rând pe rând se dau indicii. Și când cineva are un cuvânt bun, spune că eu vreau să dau indiciul. Aici trebuie să aveți grijă ca și echipă să nu lăsați doar pe aceeași persoană să dea indiciul, că ea nu își va afla niciodată literele, având în vedere că el, persoana aceea, nu poate să-și folosească litera lui din față, că nu o cunoaște. Deci trebuie să balansați foarte bine cine va da cuvintele, cineva, da indiciile, ca să fie destul de respirat, ca toată lumea să aibă șansa să-și câștige literele și dacă, să-și ghicească literele. Și dacă toată lumea ghicește literele, bineînțeles, câștigați jocul. Și ultimul joc la care ne uităm este singurul care încă nu are prezentare pe canalul de YouTube. Nici unboxing, însă unboxing-ul este filmat, o să-i vină rândul să apară pe canal. Și vorbim aici de Lords of Waterdeep. Lords of Waterdeep este un clasic, să-i spunem așa, un joc, un worker placement foarte fain, care are tema aceea de D&D. Puteți să vă construiți diferite clădiri pentru uz comun. Nu este cooperativ, este competitiv, dar dacă vă construiți o clădire, aveți acțiune în plus și ceilalți jucători poate să o folosească, dar o să primiți ceva voi dacă vă folosesc clădirea voastră. Și este iarăși un worker placement clasic. Partea asta de a crește prin clădiri posibilitățile de worker placement este foarte interesant și mai este elementul de contract completion foarte bine făcut cu iQuest contract sau respectiv quest-uri unde îți trebuie anumiți luptători, magicieni și așa mai departe pentru a rezolva acele quest-uri și așa o să primiți puncte. Mai sunt acele cărți intrigi care le joci pentru a avea diferite avantaje sau puține elemente de take that în legătură cu ceilalți jucători. Dar este un joc Lords of Waterdeep foarte bun, are și o extensie care îi dă foarte multe elemente interesante. Și eu spun că este un joc clasic bun, dacă se vorbește de worker placement, este unul din go-to și mai ales că având tema asta SP și având este un joc care și elementul ăsta și cum sunt implementate lucrurile foarte intuitiv, foarte logic, este un joc iarăși bine văzut ca și un joc de introducere în acest hobby. Și chiar funcționează foarte bine și este foarte bine văzut și la nivel global, dacă vă uitați pe ratingurile de pe Board Game Geek. Deci, Lords of Waterdeep, iarăși un joc interesant, o alegere bună. Și acum, dacă e să aleg unul din jocurile care vi le-am arătat, cred că la momentul de față jocul meu preferat este Lords of Waterdeep din cele prezentate. Toate, repet, sunt jocuri foarte, foarte bune și foarte interesante, dar în cazul acesta, la cele cu L, cred că preferatul meu la momentul de față este Lords of Waterdeep din cauza tuturor informațiilor sau chestiilor care le-am spus mai devreme. Cam atât. Care este preferatul vostru cu L? Aștept comenturile voastre mai jos să-mi spuneți topul vostru sau jocurile voastre din colecție cu L și care este preferatul vostru. Mulțumesc încă o dată tuturor, mulțumesc tuturor care mă susțineți, care mă urmăriți. Nu uitați, dați un subscribe aici și un follow la pagina ProTplays pe Facebook, să fiți la curent cu tot ce se întâmplă în cadrul ProTplays. Mai jos și link către pagina de Patreon, dacă vreți să mă susțineți cu o donație în activitatea mea, acolo veți găsi content extra despre cum îmi țin eu colecția la 150 de jocuri, diferite videouri legate de astea, ce intră, ce iese și așa mai departe, respectiv și alte beneficii, dacă aruncați o privire, sunt chestii interesante, vă aștept acolo în echipa de Patreons. Încă o dată mulțumesc, seară faină și ne vedem cu video următor. Ciao, ciao!